la casa care și ieri am văzut-o și probabil veți putea și dumneavoastră vedea acest om locuiește într-o casă mai să se dărâme. Într-o casă ruinată, cam așa își duce viața acest om aici. Poate cineva n-ar putea ajuta, fiindcă vedeți că nici curent electric are consola, dar nici curent electric nu are la această casă. Dar felul cum stă acolo, oricând poate să-i cadă casa cea peste el, oricând poate să fie un dezastru, deci... Dar el poate lucra în ce situație? Păi, după cum am văzut eu, e unul de ăsta ce-i place băuturica, din câte am înțeles, care și pensie și mi se pare că ajutor social. Pensie de vârstă sau de boală? De vârstă mă gândesc, îi pare un om în vârstă ca de gemergi, știi? Mm-hmm. Dar nu-i zi, deci eu l-am văzut pe aici, nu-i zi să nu aibă sticla de bere în, la dânsul, în, în sacoșă, deci... Dar până la urmă, na, nu știu, n-aș și vrut să critic sau să judic, ferească Dumnezeu de... Ce? Da. De orice... Acum lăsă-mă rog, vorbesc eu. Deci n-aș și vrut să critic sau să judic, ferească Dumnezeu, orice nu putem ajunge, dar... Felul cum locuiești acolo și nimănui să nu-i pese, mi se pare, autoritățile primesc anumite fonduri, anumiți bani pentru cazuri sociale. Ce fac ei cu banii aceia? Păi și el primește pensie, nu? Și de vârstă și ai zis că și ajutor social, păi ce altceva să mai facă? Să-i facă casa? El a avut casă și văd că a lăsat-o să se deterioreze. Probabil a fost deconectat că nu plătea conectarea. Mă gândesc că dacă o luat-o cu băutura, s-o îndepărta de utilități și de a mai plăti. Deci omul nu prea vrea să trăiască și să se sinucide cum poate, cu alcoolul și cu frigul. Probabil n-are ce să facă focul. Am văzut azi, avea 3 lemne acolo pe lângă o ceată și alea verzi, deci ce să vorbim că pui lemne verzi și aștept ca să se umple în foc, ca să ai o leagă de căldură, dar... Până la urmă și autoritățile astea, băi, vezi că e un om vârstnic, hai să mergem, să facem teren, să vedem, să verificăm, că până la urmă dacă moare cade pe povara lui, dacă nu are neamul, primăria trebuie să-l îngroape. Și dacă ei nu s-au interesat de la bun început de el, când? Te interesează când a murit? Nu știu deci, ce poate să facă autoritățile. Să fac o vizită și cum avem în celelalte județe, centri de permanență pentru persoane și oameni neajutorați și oameni vârstnici, se poate face și aici, așa mă gândesc eu. Păi Botoșani nu are, Suceava are, Bucurtina nu are, Câmpul Moldovenesc nu are, are centri pentru femei care sunt abuzați, care sunt bătute, avem permanență, adică niște containeri. Au niște containeri care abis, Doamne, că se le poate ocroti, dar nu bă nicio siguranță nici acolo. S-ar putea să fie internat undeva la un azil, dar cu acordul lui, nu împotriva voinței lui. Dacă ar vrea el, acolo sigur nu o să-i permită să cheltuie pensia pe alcool, să vină băut la azil. Deci probabil de asta își dorește omul la libertate, chiar dacă-i frig și riscă să moară. Dar probabil asta și-și dorește, să termine cât mai repede chinul. Dar nici chiar așa să stai în condiții. Nu mai spun că hainele de pe dânsul, eu sunt venit de 2 săptămâni aici. Hainele cele nu l-am văzut de 2 săptămâni să fie schimbate. N-am văzut. Și el nu este singurul. Am mai văzut încă unul care tot așa la gât, ce cum e casca ta din urechi de redacție, aia e și mai la gât. Deci n-am tot să concep așa ceva. Băi, și astăzi, păcat că nu am văzut. Probabil că cineva i-a fi dat niște haine, că am găsit niște pantaloni chiar buluți. Pantaloni buni, bunuți, 4 perechi de pantaloni. Și cred că numai el, că stă în zona aceea, a putut lăsa pantaloni acolo. Deci haine curate, cineva a îngrijit, i-a dat și se vede că nu i-a plăcut. Și l-a lăsat acolo pe un copăcel. Le-am văzut și mâine, dacă ajung, am să fac o poză ca să libez. Probabil că a fi curat e un lucru greu. A fi murdar și mărșă e un lucru ușor.
Nu-ți mai e povara, te-a mai spălat, te-a mai îngrijit, e greu. Cel mai bine când suntem așa, de nepăsâri, să miroase, sunt alte, dar, na, așa sunt oamenii, ce să le facem. Cel mai bine e să încerci să vorbești chiar cu el și să-l întrebi ce atitudine are față de situația în care a ajuns și care e explicația lui. Da, Și am dacă să nu vrea reușesc. să-i arătăm fața și să-i dăm numele, o să-i o ascundem, o să-i o mascăm. Dacă vrea totuși ajutor, atunci trebuie să spună: sunt cu tare, iată în ce situație am ajuns, nu pot să lucrez, sunt bătrân, sunt bolnav, sunt câte alte motive acolo. Și beau ca să-mi alin durerea, nu știu. Nu știu care e cazul, de asta e mai bine să vorbești cu el. Da, am să văd mâine că eu tot timpul dimineața când ajung nu-l găsesc pe acolo, deci văd ușa închisă și n-aș fi vrut să intru în casă ca să fiu acuzat de rele sau de tâlhării sau de altceva. Bate la ușă și invită-l Dar afară. ușa este legată cu oarfă dimineața tot timpul. A, dacă e Eu legat, înseamnă că sigur e plecat. Da. îl văd pleca prin sat cu sacoșa în mână. Deci el când se duce în deal în vale, are sacoșul ca cea. El s-o cununa cu sigla de bere. Dar de unde atâția bani ca să iei? Bine, că nu e o povară, amu, că e 50 lei. Nu e o povară, dar în fiecare zi vrei să nu mănânci și numai băutură, numai băutură. Nu știu, dar... Asta e o boală, alcoolismul, nu-i mare bucurie și el trebuie ajutat, salvat, dacă e posibil, dacă nu. Poate că mă gândesc și Oleg la ideea asta că e neajutorat și nimeni nu-i pasă. Și în urma unui reportaj, poate la final ar ajuta, ar fi omul să schimbe, fiindcă e posibil să ai voință, dar să nu ai puteri. Și dacă nu ai puteri și nu ai cine să ajute, deci e clar, omul nu are nicio vină. De asta e cel mai bine să vorbești cu el, să vezi părerea lui. Da, mă uit eu mâine și voi putea. Dar ai văzut în ce hal, condițiile sunt total dezastruoase. Aici, în oraș, crede-mă, sunt sute de oameni pe stradă fără măcar acele condiții. Adică locuiesc în stradă, n-au nimic, doar hainele de pe ei. El are acolo un bordei și pensie. Da. Auzi, Oleg, acum ești venit în Republica Moldova sau la București? Sunt la București acum. Avem Mai ești campanie în... electorală, peste 2 săptămâni să alegeri. Doamne, de Dumnezeu să te auzi și odată că ai ieșit. Că... Auzi, dar vestea cea nouă ai văzut-o că USR-ul demisionează pe capete? E o strategie electorală, un truc. Tu unde votezi? Că ai domiciliu în Botoșani, ar trebui să-ți faci viză de flotant acolo în Dobrogea, că altfel nu o să ai drept de Nu. vot. Sau te duci acasă pe Nu, 6 nu voi decembrie. vota. Nu voi vota, fiindcă, sincer, am fost dezamăgit de PSD-ul din primul tur, acum când am votat și nu mai vreau. Deci am spus problema cu abuzul Păi și ce poliției numai locale. PSD-ul? Acolo la Botoșani aveți și candidați verzi. Poți să mergi până acasă să votezi. Și aici în Dobrogea tot ai candidați verzi. Deci fă-ți viză de flotant în localitatea aceea și votează verzii. De Da, exemplu. aveți și la noi încoace? Da? Spune-mi altceva, Oleg, cu Cătălin Călinescu, cum e, fiindcă îl văd un om deosebit și el văd la emisiune și un om Florin de... Călinescu e președintele partidului și e cap de listă la Camera Deputaților aici în București. Deci nu o să poți vota pentru el acolo în Dobrogea și nici în Botoșani, dar votez colegi de-ai noștri, tot verzi, care n-au mai făcut politică, tot așa, artiști, jurnaliști ca mine, economiști, oameni de afaceri, care au stat până acum deoparte, credeau că alții în clasa politică o să facă schimbări, au văzut că nu se face și s-au apucat ei înșiși să facă politică. La fel și eu, am ieșit din societatea civilă, m-am băgat în politică, încercăm să facem alt fel de politică. Onestă, Da. curajoasă. Da, eu în tine am încredere și tot timpul când ai spus Curaj TV, cred curajul tău este un curaj care nu oricine îl are și sper ca domnul Călinescu, eu n-am ocazia să vorbesc cu el, dar poate voi avea ocazia să-i spun, domnule, ce face Oleg Brega, Partidul Verde trebuie să aibă curaj mult mai mare decât numele ce-l poartă Oleg Brega, Curaj TV. Fiindcă el a venit dintr-o zonă care a avut curajul să lupte cu mafia din Ucraina, din Republica Moldova, și cu toți corupții. Și acum l-ai atacat pe Igor Dodon, care știu destul de bine, Dorin Chirtoacă, care l-am avut la prieten la, pe Facebook și când au văzut că te-am pe tine prieten, m-au blocat. Deci ceva... Și odată el seama că, dar zic, băi,
bine că m-a blocat, fiindcă eu la prietenia dintre mine și tine nu renunț pentru nimic anume, fiindcă tu ai fost un om care tot timpul ne-a făcut reportaje și vom face în continuare, deci cât va fi Curaj TV, nu mă voi dezamăgi. Și ideea este în felul următor, Oleg, poate te-ai fi supărat că am pus anunțul acela că cine are nevoie poate să contactezi Curaj TV. Sunt oameni care cer un sfat cum să apelezi de la un avocat. Sau sunt oameni care sunt sancționați câte politici și nu cunosc pașii. Iar exact. Eu stau și le spun. Așa procedez și eu. Oamenii știu de 20 de ani numărul meu și iată acum mă găsesc pe internet și tot asta mă întreabă. Cum să ajungă la avocatul poporului? Cum să găsească un avocat ieftin, pro bono sau... Gratuit. Nu-i costă nimic. Și ceea ce vreau să spun, Oleg, ține-te bine că este o veste tristă din avocatura București. Zi. Am luat legătura cu Daniel Ionașcu. Cred că cunoști destul de bine. Nu. Avocatul Daniel Ionașcu. Sunt câteva mii de avocați în România, probabil. Nu, dar el e cunoscut. Care e partidul PPU? Cum? Nu cunosc. Mai ales că e politician. Chiar aici în București spune... suntem vreo 500 de candidați. De unde să-i știu pe toți? Îi știu doar pe unii. Nici pe lista noastră a verzilor nu-i știu pe toți. Da. Și vreau să spun că l-am întrebat cât m-ar costa să ajung la o lămurire, la o consultanță cu domnia sa. I-a spus, deci modul meu a fost ca activist civic pentru problemele care sunt. Și o secretară de acolo mi-a spus că undeva la 20 de milioane o consultanță de jumătate de oră. Zic, doamnă, el așa cred și-a făcut avere și și-a luat. Cum aș putea să vin eu să dau atâția bani pentru jumătate de oră, dar eu în jumătate de oră îmi pot expune toate lucrurile celea, dar nu se gândește că cine-i dă atâția bani? Îi dau unii, dau, dar alți avocați sunt că oferă servicii gratuite pro bono pentru activiști ca mine. Da, da, Oleg, dar el se mai dă om că e credincios. Ce credință poți să mai ai tu când tu te locomești la bani? Și popa zici că e credincios și îți cere taxe la biserică. Credința mie îmi pare o șarlatanie și speculează frica oamenilor de necunoscut ca să facă bani. Ia uite în ce condiții trăiesc preoții, călugării, câte avere are biserica. Da, știu și am primit și informații despre preoți care... Și am dovada cu Pomohaciu, care s-a dat la mine când am fost la Moșuni. Cristian Pomohaciu îmi trimitea mesaje erotice, eram la el încă, nu a știut că eu fac un curs de investigație, pentru că eu am aflat multe de la localnicii de acolo.